deșteptarea. Pe TikTok zilele astea ar fi fost virală Stromae lor on dance în deșteptarea 9 și 9 minute. Dar se poate... Adică se poate viraliza orice fel de piesă. Zilele trecute am propus eu una, ce piesa care m-a obsedat toată vara, nu? Mm-hmm. Aia cu Rosa, Kelinda, Eres, nu știu de la care Elevai. Este o piesă compusă în 1915. E luat și sample-ul remixat, respectiv, da. Și remixat, deci este o piesă care la origine, adică ea are mai mult de 100 de ani vechime, așa că, da. Din punctul ăsta de vedere, TikTok este foarte bun la viralizare. Și în sens bun, și în sens... rău. Adică am văzut recent rezultatele unei cercetări universitare făcute în Germania și care arată că platforma TikTok, platforma chinezească TikTok până la urmă, a contribuit masiv la victoria extremei drepte în estul Germaniei, în landurile din est în Germania, un rezultat electoral care a șocat întreaga Europa. Cercetătorii de la Universitatea din Potsdam au analizat peste 75.000 de filmulețe postate pe TikTok în săptămânile dinainte alegerilor și au observat că filmele partidelor de extremă dreaptă au fost masiv distribuite pe această rețea chinezească, chiar dacă Partidul Social-Democrat al cancelarului Scholz a produs mult mai mult conținut video pe TikTok decât partidele extremiste. Diferența este de altfel uriașă, adică vizibilitatea SPD a ajuns abia la 3%, în timp ce conținutul AFD, Partidul Extremist, a depășit 70% din conturile monitorizate, notează BZD, wow. Unde am văzut comentariul ăsta, este o diferență foarte, foarte mare. Și sigur, te întrebi cât din această viralizare este organică, în sensul că oamenii au redistribuit că le-a plăcut, cât e diferență de calitate și cât au venit, de fapt, din algoritmii platformei respectivă. Și tot azi am văzut o analiză care arată că pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale din Statele Unite, entități chineze își intensifică pe internet, pe TikTok și pe X, fosta rețea Twitter, campanii de dezinformare și propagandă. L-am sunat pe Dragoș Stanca, expert media. Bună dimineața, Dragoș! Bună dimineața, Vlad, bună dimineața tuturor. Acum, aceste știri au devenit cumva fapt comun în ultimii ani, apar periodic, nu fac decât să confirme, de fapt, existența unor acțiuni concertate împotriva democrațiilor liberale. Reacția acestor state, care sunt, până la urmă, aflate sub atac, într-un război hibrid care se desfășoară și în mediul digital, mie, cel puțin, mie unuia mi se pare destul de constatativ, așa, e molatecă. Vreau opinia expertului. Crezi că ar trebui sau nu dat un răspuns mai ferm? Și ce răspuns ar trebui dat dacă ar fi să fie dat un răspuns? Este o discuție dificilă și complicată pentru că implică nu doar rațiuni economice, ci și rațiuni politice, să spunem așa. În mod evident, aceste platforme sunt niște mașinerii extrem de profitabile și, fiind foarte profitabile, au și o capacitate de negociere și o putere din ce în ce mai mare, un lucru care evident ar trebui să ne preocupe ca și societăți democratice. De ce se viralizează în mod evident mesajele extreme sau care se abat de la ce numim așa ca societăți democratice bun simț? În primul rând, modul în care sunt construite aceste platforme, și TikTok excelează la acest capitol pentru că a luat toate exemplele bune și mai puțin bune din predecesorii Facebook, Instagram și așa mai departe. Modul în care sunt construite aceste platforme este foarte asemănător cu modul în care sunt construite, de exemplu, platformele de gambling. Da? Adică ele, de fapt, exploatează niște nevoi umane, nevoia de validare, iluzia de a fi informat și așa mai departe, pentru profit. Și atunci, evident că un mesaj mai extrem, o doamnă isterică în Parlamentul European sau un băiat musculos cu multe mașini care le explică băieților foarte tineri cum ar trebui să folosească femeile ca să, nu știu, reușească în viață, în mod evident vor fi preferate de algoritmii care sunt în spatele acestor platforme unor mesaje echilibrate sau unor discursuri, unor dezbateri necesare pentru o viață democratică normală. Din acest motiv vom vedea din ce în ce mai multe mesaje extreme care vor convinge, din păcate îi vor convinge, așa cum spunea și studiul pe care l-ai citat mai devreme, mai ales pe cei tineri. De ce? Pentru că și obiceiurile de consum sunt radical diferite. De exemplu, tinerii de sub 30 de ani sunt în social media
în proporții peste 55%, peste chiar 60%, în comparație cu radioul, care are sub 5%, da? În această grupă de vârstă. Da? Deci aceste discuții pe care noi le avem, care sunt importante pentru sănătatea unei democrații și pentru informarea oamenilor, nu ajung, de fapt, la cei tineri și foarte tineri. Pentru că cei tineri și foarte tineri stau în această dependență de scroll, în această dependență de consum asistat algoritmic și de inteligență artificială și așa mai departe, să-i țin acolo cât mai mult, pentru că sunt de fapt niște mașinării foarte bune pentru alte lucruri, nu pentru informare. Și aici e discuția, apropo, și de lucruri bune despre care vorbea Andy Neal, adică, nu știu, se viralizează piese muzicale interesante sau trenduri bune. De fapt, greșeala sistemică pe care o facem este că noi ne uităm la niște mașinării care sunt gândite pentru a vinde, pentru e-commerce, de fapt, pentru a întâlni cererea cu oferta într-un mod cât mai eficient, ne uităm la ele ca la niște instrumente bune pentru informare. Ori nu sunt bune pentru informare, pentru informare sunt alte tipuri de platforme, de exemplu Substack sau altele, pentru că nu sunt gândite pentru a împinge înainte un conținut sănătos. Noi, de exemplu, am făcut la Ethical Media Alliance un studiu, uitându-ne la niște date brat, și am constatat că, de exemplu, în România, conținutul informativ cu valoare pentru democrație, de exemplu, ce se întâmplă în Parlament sau în economie și așa mai departe, este prezent în digital media în general în proporție de sub 5%. Bun. Dacă vorbim de toate aceste elemente și le adunăm, sub 5% conținut informativ cu valoare democratică, algoritmizarea conținutului extrem, care nu este real neapărat, și consumuri de peste 50-60% la populația sub 30 de ani în zona de social media, avem ingredientele unei ghiveci, să-i spun așa, care are un potențial evident foarte periculos pentru sănătatea modului în care putem să mai funcționăm ca societăți democratice, care se bazează și pe votul informat și pe știri corect. Dragoș, zilele trecute platforma X a fost interzisă în Brazilia. Sub motivul, care a fost după aceea validat într-o judecată a Curții Supreme Braziliene, că platforma X nu respectă legile locale. Cum comentezi o astfel de măsură și dacă crezi că ar fi un drum de urmat și pentru alte platforme și în alte state democratice? Ca un om care a trăit vremurile în care securitatea intra peste oameni în casă, pentru că a Europa liberă ceva mai tare. True story, să spun așa cum se spune pe TikTok, da? În viața mea, ca individ, evident că primul reflex este de a condamna astfel de măsuri extreme. La astfel de măsuri extreme se ajunge însă în momentul în care lucrurile scapă total de sub control. Și dacă ne uităm, de exemplu, la contul lui Elon Musk, da? Ownerul X, care postează de peste 50 de ori pe zi, atenție. Și de foarte multe ori, din păcate, nu știu dacă din ignoranță sau din rea credință, distribuie inclusiv știri false, din poziția de owner al acestei platforme. E evident o situație dilematică profundă. Pentru că argumentele pentru reglementarea sau limitarea derapajelor informaționale acestor platforme, normal că nu ai cum să te opui ferm reglementării, da? Și pe de altă parte, evident că există pericolul acesta al abuzului sau al abuzării unor eventuale, nu știu, directive europene, să zicem așa, care ar limita într-un fel sau altul direct sau indirect libertatea de exprimare. E o discuție. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Dragoș, a fost în direct în deșteptarea. Dragoș Stanca, expert media. Deșteptarea.